numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Cel ce voiește să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea sa și să-mi urmeze mie. Iubiți credincioși și credincioase, suntem în duminica dinaintea înălțării Sfintei Cruci, o duminică specială pentru noi creștini, dar o duminică specială și pentru faptul că în această Sfântă Duminică biserica noastră prăznuiește nașterea Maicii Domnului. Suntem la început de an bisericesc și iată că așa cum la sfârșitul anului ne-am întâlnit cu Maica Domnului pe 15 august, aducându-ne aminte de adormirea Maicii Domnului, de mutarea ei la ceruri, iată că și începutul anului bisericesc este binecuvântat de crucea Mântuitorului Hristos și de prezența Maicii Domnului. Sfânta Evanghelie de astăzi amintește de felul în care fiecare dintre noi trebuie să ne purtăm crucea în această lume. Am auzit în Sfânta Evanghelie și punem la inima noastră cuvintele despre Sfânta Cruce, preînchipuită încă din Vechiul Testament, de șarpele de aramă înălțat de Moise pe un stâlp în pustie, care izbăvea de moarte pe cei mușcați de șerpii veninoși. Minunea aceasta se repetă și în fața ochilor noștri, ori de câte ori privim Sfânta Cruce pe care s-a răstignit Mântuitorul Hristos, căpătăm alinare, mângâiere în suferințele, în necazurile și în încercările pe care le avem în viața aceasta. Privindu-L pe Mântuitorul Hristos răstignit pe cruce, înțelegem că de fapt crucea Mântuitorului este crucea fiecăruia dintre noi. Înțelegem că fără suferință, fără răbdare în necazuri, nu putem să trecem în viața veșnică și să ne bucurăm de judecata Mântuitorului pentru a ajunge fiecare dintre noi la cel mai frumos și minunat loc din lume, care este Raiul cel Ceresc. La umbra crucii ne desfășurăm întreaga noastră viață. Crucea o găsim peste tot, o găsim la Sfânta Biserică, o găsim la Sfintele Troițe, o găsim la fântânile care amintesc de Mântuitorul și de apa cea vie, o găsim și la noi, la mâna noastră sau pe trupul nostru și, așa cum spune Acatistul, bucură-te cruce, păzitoare a creștinilor, Doamne, arma supra diavolului, crucea Ta ai dat-o nouă. Așa, de fiecare dată, cântăm noi în biserica noastră ortodoxă. Îngăduiți-mi însă să trecem de aici, pentru că spuneam că este astăzi și ziua Maicii Domnului, nașterea Maicii Domnului la 8 septembrie, la începutul anului bisericesc. Ce bucurie să putem vorbi despre Maica Domnului, împărăteasa cerului și a pământului, mângâitoarea și mama noastră a tuturor. Spunea cineva că România este grădina Maicii Domnului. Poate pentru credința românilor de 2000 de ani, pentru mulțimea bisericilor, schiturilor și mănăstirilor din această țară, și foarte multe dintre ele sunt închinate Maicii Domnului. Cum a avut loc nașterea Maicii Domnului? Dacă ne întoarcem în timp, acum 2000 de ani, când s-a născut Maica Domnului, din părinții Ioachim și Ana, o să vedem felul în care era gândită legea de atunci, dar și familia de atunci. O familie care nu avea copii, era considerată o familie
pedepsită de Dumnezeu. Îmi spunea cineva, paria, adică se considera că pentru păcatele tale Dumnezeu nu te-a binecuvântat cu dar de prunci. Și în una din zile, când Sfinții Părinți erau în vârstă, au hotărât și a spus Ioachim, Ano, tu rămâi acasă, eu mă duc în munte să mă rog, pentru că, iată, jertfă la templu am adus, din darurile noastre am împărțit săracilor și o parte din ele ne-am dus viața de zi cu zi. Știe Dumnezeu de ce nu avem copii. Și a plecat Ioachim în munte și s-a rugat și Ana a rămas acasă, de asemenea, în post și în rugăciune. Ei spuneau că au nevoie de 40 de zile. Îngerul Domnului s-a venit la 20 de zile și le-a spus fiecăruia, Ioachime, rugăciunea ta a ajuns la ceruri și iată, Ana, soția ta, va naște o pruncă și numele ei va fi Maria. De asemenea, când s-a dus la Sfânta Ana, ajung lacrimile tale, Dumnezeu ți-a primit rugăciunea și vei naște o pruncă care va fi Maria, împărăteasa cerului și a pământului. Au dat slavă lui Dumnezeu, s-au întâlnit și desigur că atunci când a trecut timpul, Maica Domnului s-a născut și la 8 zile, așa cum se obișnuiește și astăzi în cultul nostru ortodox, când s-a pus numele Maicii Domnului de Maria, care înseamnă Doamnă sau Împărăteasă, au chemat pe toate rudele și au văzut pe cea mai frumoasă pruncă din lume, frumoasă, luminoasă la chip și parcă ar fi vrut să vorbească cu fiecare dintre ei. Iubiți credincioși, Maica Domnului înseamnă totul pentru viața noastră. În primul rând, pentru că ea a fost vasul ales din care s-a născut Mântuitorul Iisus Hristos. Înseamnă totul pentru noi, pentru că este model de smerenie, de rugăciune, de răbdare, de milostenie și câte alte virtuți nu găsim noi la Maica Domnului. Spuneam la început că multe din mănăstirile noastre sunt închinate Maicii Domnului. Știu că aveți evlavie la Maica Domnului și am să vă amintesc mai întâi locurile unde Maica Domnului s-a născut și a crescut și unde l-a născut pe Mântuitorul Hristos. De multe ori am avut prilejul să vă vorbesc despre Țara Sfântă și despre Maica Domnului. Dacă am vorbit atunci despre Mântuitorul Hristos, astăzi vorbim despre Maica Domnului. Vorbim despre Ierusalim, locul unde s-a născut Maica Domnului. Vorbim despre Nazaret, unde Maica Domnului a trăit și acolo unde a stat Mântuitorul Hristos. Vorbim iarăși de mănăstiri care poartă numele și care poartă urmele și pecețele Maicii Domnului. Mă gândesc acum la mănăstirea Sfântul Gerasim, de acolo aproape de Erihon, acolo unde Maica Domnului când s-a întors în Egipt și a lăptat pruncul. Și astăzi când intri în mănăstire pe stânga, este o icoană atât de frumoasă, atât de impresionantă și te invită Maica Domnului nu numai în mănăstire, te invită la viață curată, te invită la smerenie, te invită la ceea ce spunea la nunta din Cana Galilei, să faceți tot ceea ce vă va spune, adică să urmăm cuvintele și învățăturile Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Maica Domnului spuneam că este ocrotitoarea Sfântului Munte. Sunt acolo peste 200 de mănăstiri. Și Maica Domnului, înainte de înălțarea sa la ceruri, sau dacă vreți, după înălțarea Mântuitorului la ceruri, vă aduceți aminte că a fost încredințată Sfântului Apostol și Evanghelist Ioan, care ajungând în Efes, acolo a vețuit cu Maica Domnului. Fiule, iată mama ta, femeie, iată fiul tău,
era cel mai tânăr dintre apostoli și Maica Domnului nu putea să stea dacă nu la Sfântul Ioan, apostolul iubirii. Mergeți astăzi la Efes și veți găsi această căsuță unde Maica Domnului a stat, unde a vorbit foarte puțin și a făcut foarte multă milostenie. Cum să o prezentăm noi pe Maica Domnului în cuvintele noastre smerite și neputincioase? Mă voi folosi de cuvintele unui sfânt care se numește Sfântul Dionisie Areopagitul, cel care a scris despre Maica Domnului, cel care s-a întâlnit cu Maica Domnului, cel care a mulțumit Mântuitorul Hristos și a zis: Doamne, dacă n-am avut fericirea să te văd pe tine, să te întâlnesc pe tine, am avut bucuria sfântă să mă întâlnesc cu Maica ta și cu Maica noastră a tuturora. Și au zis cât de frumos o prezintă un sfânt contemporan cu Maica Domnului. Înaltă, peste mijlocie, foarte zveltă, cu mâini și picioare delicate și frumoase, culoarea pielii ca aurul, ochii ca măslina coaptă, ovalul feței desăvârșit. Se purta în culorile fecioarelor roșu și vânăt, era tăcută și activă, tot ceea ce făcea era desăvârșit. Se mișca cu o grație firească pe care cu anevoie o au chiar împărătesele născute în purpură. Cât am stat în casa ei, spune Sfântul Dionisie Areopagitul, nu a mâncat cu noi, ci numai seara se retrăgea cu femeile ei pentru a sta la masă. Ne-a vorbit despre fiul ei multe lucruri tainice pe care le voi scrie altă dată. Și auziți cum se încheie această scrisoare. Toată înfățișarea și purtarea ei erau atât de dumnezeiești, încât dacă n-aș fi știut că nu ia Dumnezeu, m-aș fi închinat în fața ei ca lui Dumnezeu. Ce vrea să spună lucrul acesta? Că Maica Domnului era frumoasă la chip și la suflet. Că Maica Domnului era rugătoare pentru toți. Că Maica Domnului făcea milostenie cu toți, pentru că auzise cuvintele Mântuitorului Hristos: fericiți cei milostivi, că aceia se vor milui. Am în fața mea aici o cântare pe care biserica o dedică Maicii Domnului. Fiind vorba de o predică închinată Maicii Domnului, n-am să vă pot cânta în direct, dar am să încep întâi, pentru că am vorbit despre Sfânta Cruce, cu cuvinte despre Sfânta Cruce care fac trecerea la crucea Maicii Domnului. La umbra crucii tale eu, Doamne, vreau să vin, să-mi plâng mereu trecutul și ție să mă închin. La umbra crucii tale, Doamne, eu doar vreau să fiu, să plâng, să cânt cu jale, din moarte să înviu. Și de aici se face trecere la viața Maicii Domnului. Preasfântă Maică și Fecioară, nădejdea sufletului meu, Tu ești a mea mijlocitoare la milostivul Dumnezeu. De n-ar avea la ceruri lumea rudenia de pe pământ, atunci ar fi pustie viața asemenea unui mormânt. De nu erai tu primăvară a veacului înțelenit, ar fi rămas de-a pururi iarnă și soarele n-ar fi zâmbit. De n-ai fi revărsat uzorii peste pământul adormit, atunci umbra cea de moarte ar fi rămas fără de sfârșit. Dar astăzi, prea curată Maică, când toți ne-am abătut la rău, de nu te vei ruga ferbinte, ne părăsește fiul tău. Trimite semn de pocăință poporului nedumerit și adu iarăși la credință pe sufletul cel rătăcit. Dezleagă, prea curată Maică, cătușile celor robiți și dăruiește-le răbdare creștinilor năpăstuiți. Într-adevăr, avem nevoie astăzi de credință, de rugăciune, dar și de multă răbdare în vremurile pe care le trăim împreună. Vorbim peste tot numai de criză economică, de sărăcie,
de neajunsuri, de corupție, dar nu vorbim despre sărăcia noastră spirituală. Dacă o să-L avem pe Mântuitorul Hristos, vom fi mai bogați în lumea aceasta. Dacă o să avem credință către Maica Domnului, citându-i acatistele, paraclisele sau cântându-i cântări, atunci cu siguranță că nu vom fi singuri niciodată. Cineva îmi spunea zilele trecute, Părinte, mă simt atât de singur. Mi-au murit părinții. Mi-a murit după aceea și soția. Și sunt bolnav. Mă simt atât de singur în lumea aceasta cu un singur copil care nu are prea mulți ani. Și în această Sfântă Biserică am îngenunghiat și am făcut un acatist împreună la Maica Domnului. Și la urmă l-am întrebat, frate, cum te simți? Mai bine, Părinte, parcă mai curat, mai luminat, mai liniștit. Mulțumim lui Dumnezeu și Maicii Domnului. Așa încât închei prin a vă spune, în necazuri, dar și în bucurie, căutați-o pe Maica Domnului. Rugați-vă că ea este pururea mijlocitoare pentru noi, înaintea Fiului ei și a Dumnezeului nostru. Să nu uitați că a fost prevestită din Vechiul Testament, de atunci când protopărinții noștri au greșit. Dușmănie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Ea îți va zdrobi capul, iar tu vei înțepa călcâiul. Sau știm foarte bine că atunci când a venit Îngerul Dumnezeu și a adus buna vestire Maicii Domnului, i-a spus că Fiul care se va naște din tine, Fiul lui Dumnezeu se va chema. Și puterea cu care ai să naști înseamnă puterea Duhului Sfânt care o socoboară asupra ta. Iată de ce noi astăzi nu putem îngădui ca cineva să vorbească de rău despre Maica Domnului. O fecioară, o copilă, cea din care s-a născut Mântuitorul Hristos, cea care n-a făcut păcate pe acest pământ, aceea prin care, așa cum a spus dreptul Simeon, prin sufletul tău va trece sabie, pentru că nu e ușor astăzi să-ți vezi un copil bolnav, dar să-ți vezi pe fiul tău și pe Fiul lui Dumnezeu răstignit pe cruce, de asemenea, n-a fost ușor. Vă las la umbra crucii, vă las să meditați la bucuriile pe care le aduce Sfânta Cruce. Vă las în grija Maicii Domnului și citiți-i viața și minunile Maicii Domnului și o să vedeți câtă bucurie sfântă o să aveți atunci când o să căutați pe Maica Domnului. Fiți binecuvântați, Dumnezeu să vă ajute și Maica Domnului să ne ocrotească. Amin.